În cadrul ședinței ordinare aferentă lunii iulie, primarul municipiului Medgidia a declarat că, în urma negocierilor purtate cu societatea Raja S.A., s-a stabilit că autoritățile nu vor mai plăti consumul de apă înregistrat la unitățile de învățământ și dispensare. În acest moment am obținut sponsorizare din partea societății pentru toată apa ce se consumă la grădinițe, școli, licee. Acum dăm și fântâna la administrare, o reabilitare și distrăzare, da. Reabilitarea fântânei arteziene și întreținerea. Adică, cumva, încercăm să mai scutim din cheltuielile pe care trebuie să le suportăm. Tot în cadrul ședinței ordinare aferentă lunii iulie, consilierii au aprobat transmiterea din administrarea Consiliului Local în administrarea SC Raja S.A. a fântânii arteziene situată în piațeta Decebal. Transmiterea în administrarea Consiliului. Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, în administrarea SC Raja S.A. Constanța, a fost în arteziene situată în piațeta Decebal. Proiectul este însoțit de avizul de legalitate și de rapoartele comisiilor de specialitate. Dacă există intervenții pe marginea acestui proiect în hotărâre, vă rog. Doar o întrebare. Trecem bunul în administrarea... O perioadă nedeterminată face parte din infrastructura apă canal fântână arteziene. Proiectul de hotărâre a fost aprobat, iar compania de apă are în vedere modernizarea, asigurarea funcționării și mentenanței fântânii arteziene pe perioada delegării Serviciului de Apă și Canalizare. O decizie similară în ceea ce privește fântânile arteziene a fost aplicată și în municipiul Constanța.